Incendiile video continuă să fie atașate de Europa. Pompierii abia au participat la noul editorial observind focreac la 25.07.2022. Ora 21:22 de minute vacanțele au fost în luna cuptorului sub amenințarea cu foc și foc. Cea mai mare problemă este în Grecia, Republica Cehă, Anglia, Franța și Spaniolă. Și pe același ocean al bătăliei a avut loc, foc mare a amenințat mii de oameni, flora și fauna în parcul Yosemite din California. Publicitate. Vezi și el. Turiștii care ajung în sudul peninsulei Pelopones sunt primiți de peisajul apocaliptic, toate pădurile de pin și grădinile de măsline sunt necontrolate. Peste 50 de focare noi au apărut ieri doar în Grecia, astfel încât temperatura a depășit pragul de căldură, 35 de grade Celsius. Publicitate. O stațiune turistică de pe insula Lesbos a fost evacuată. Doi preoți au predat sutan și au purtat costumele pompierilor în încercarea de a ține focul departe de zona locuită. La granița cu Turcia, unde pompierii au luptat timp de 5 zile cu incendiu în Parcul Național Dadia, prima scânteie a căzut. Cu toate acestea, meteorologia avertizează că au urmat noi săptămâni de iad cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius. De asemenea, au fost emise avertismente de incendiu pentru stațiunea Măriege. Flăcările sunt, de asemenea, un parc național de la granița cehă cu Germania. Pompierii luptă cu aerul din aer și din pământ pentru a opri vălvătaia. Oamenii din Londra se confruntă cu noi valuri de căldură. Cu toate acestea, între timp, au apărut incendii mari în suburbiile din capitala britanică de vest, iar nori mari de fum să au schimbat pe aeroportul Heathrow. Cu toate acestea, zborurile aeronavei nu sunt perturbate. Pe cealaltă parte a canalului Brațului, în Gironde, focul face cenușa în 10 zile de suprafață de teren mai mare decât Paris. În cele din urmă, pompierii au fost învinși. Publicitate. Doamnelor și domnilor, stăpâne, ce mesaj avem pentru pompieri? Mulțumesc, mulțumesc! Stefanie Martin, comandant de foc, este uimitor câți voluntari ajung să și folosească timpul pentru a ne pregăti mâncarea, pentru a ne curăța în toaletă, pentru a spăla vasele. În Belgia, temperatura atinge 31 de grade Celsius. În această stare, sute de turiști protejează în peșteri. Apei nu bypass sau America. Din păcate, prieteni, uită-te acolo. Ce foc spectaculos! Puteți simți căldura până acum. Da, asta. O, Dumnezeule! Pe mare, în California, Parcul Național Yosemite arată ca decorarea filmului SF, peste 6500 de hectare de vegetație.